Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom găti încă o rețetă simplă și rapidă cu tau tau. Pui cu noodles și legume. O rețetă care puteți oricare dintre voi să faceți acasă, foarte simplu. Și vreau să mai menționez ceva. Când am fost mic am făcut karate, de asta am și tunica asta. Și pentru rețeta noastră avem nevoie de piept de pui, ardei gras de 3 culori, roșu, galben și verde în loc de albastru, altfel aveam tricolorul României, ceapă verde, morcov, o ceapă uscată și, bineînțeles, ghimbir ras, usturoi ras, condimentul chinezesc, 5 condimente sau 13 condimente chinezești care vă place mai mult, susan și, bineînțeles, cea mai importantă piesă din această rețetă este noodles-uri de orez, tăiței de orez. Și sosul de pește, sos de soia, oțet de orez și sosul nostru de usturoi cu miere. Bineînțeles și ulei de soia pentru a putea prăji. Tăiam puiul nostru fășit subțiri, la fel o să tăiam și toate legumele. După cum știți, trebuie să schimbăm tocătorul verde pentru a evita contaminare încrucișată cu carne și ne apucăm de tocat ardeiul nostru fâșit subțir. Continuăm cu tocatul și ceapă tăiam fâșit subțir. Și acum tăiam bețigașe. Ceapă verde o tăiam fâșit oblice. Acum că avem apa clocotită, oprim focul. Adăugăm tăiței pentru 3 minute, după care le trecem sub un jet de apă rece și le păstrăm în apă rece. După ce avem tigaia încinsă la foc iute, adăugăm uleiul și adăugăm puiul nostru. După ce puiul nostru e făcut puțin, pentru că e subțire, se face repede, adăugăm și ceapă și morcovul, adăugăm ghimbirul ras, usturoiul și ardei. Avem aici un amalgam de culori. Adăugăm condimentul chinezesc și tăiței. Nu trebuie să-i scurgem de tot de apă, pentru că vom avea nevoie de puțină apă. Adăugăm sosul de soia, sosul de pește, câteva picături de oțet de orez și, pentru un gust mai bun, sosul de usturoi cu miere. Amestecăm încă 2-3 minute cât să se omogenizeze sosurile cu pastele și legumele și la final adăugăm ceapă verde și ne apucăm și de plating. Adăugăm și puțină ceapă verde, bineînțeles și susanul nostru pentru un impact vizual mai bun. Și o să folosim și niște germeni de floarea soarelui și câteva petale de flori comestibile. Adăugăm și last touch. Aceasta este noodles-ul nostru cu pui și legume. Vă urez poftă bună!